Cei patru au depus cereri de înlocuire a măsurii arestului preventiv, solicitările lor fiind aprobate de instanță. Un al cincilea inculpat, angajat al finanțelor, rămâne în arest preventiv, în timp ce contestația sa urmează să fie judecată. Un alt coleg de-al său este sub control judiciar. Procurorii susțin că cei implicați au falsificat documente privind distrugerea unor bunuri confiscate și și-au însușit 940 de litri de alcool printre alte obiecte. Procurorii au detaliat faptele de care sunt acuzați inculpați în acest caz. Conform anchetei, pe 22 iulie 2024, aceștia au falsificat un proces verbal de distrugere a unor bunuri din Camera de Corpuri Delicte a Poliției Municipiului Fălticeni, însușindu-și ulterior 940 de litri de alcool și 3 lansete de pe Obiecte confiscate în alte dosare penale. Procurorii nu au specificat dacă au existat și alte cazuri similare, sau care este valoarea totală a prejudiciului.